Și aici, domn Grigorie, zic eu că e cireașa de pe tort pentru un apicultor, pentru un apicultor care se stimează și se, într-adevăr se consideră un apicultor adevărat, este un mic muzeu a apiculturii și o mică încăpere unde domnul Scutar își prezintă la oaspeți, la toți, produsele apicole care le face împreună cu ficiorii lui, cu soția, cu familia în întregime, pentru că este o afacere de familia domnului Scutaru. Ca să știe lumea, domn Scutaru, în apicultură sunteți antrenați dumneavoastră cu soția și cu fetița, da? Pe de o parte și pe de altă parte doi ficiori cu nevestele lor și cu copiii, nu, da? Nu, Andrei, că nu-i... Nu-i căsătorit, da? Da, numai grijă cu familia. Și după cum am înțeles, gestionează împreună, toți împreună, aproximativ 650 de familii la moment intrate în iarnă, da. În timpul anului, clar că numărul lor crește, pentru că se vinde o cantitate, un număr de familii destul de mare în timp. Hai să intrăm și în Muzeul Mierii aici la domnul Scutar. Uite cât e de frumos aici amenajat. Este o cameră pentru a prezenta la oaspeți produsele lor apicole, până la urmă și o publicitate, să spunem așa că dă, fiecare își vinde produsele cum știe. Noi am mai vorbit asta, doamnă, domnul Scutari, că după munca care se pune, și mai ales pentru anul 2020, ar fi păcat să dai mierea la preț de nimic. După, spunem, cum o mers prețurile la miere de anii trecuți, tot timpul o mers spre scădere. Prețul la mierii foarte tare a scăzut și mai ales la mierea polifloră am ajuns la concluzia că nu faci să produci cantitate foarte mare de mierii la preț mic, s-o dai. Practic ieși, rămâi numai cu venitul de pe mierea de salcân. Și am spus că mai bine produc mierii polifloră mai puțină și o vând la kilogram mai ieftin la cumpărător decât să o dau ieftin la... Foarte, foarte ieftin la intermediar. Foarte, foarte ieftin. Da. Și încă alt motiv, tendența până în 2020 și în 2014 a fost, spunem, pe piața noastră peste 40 de lei moldovnești. Atunci a fost... Da, echivalent la zăcironi, să spunem. Da, da, într-un fel a fost pentru noi un an care ne-a dat o speranță foarte mare. Un stimul. Și noi am început să producem mierii polifloră foarte mult. Erau ani când producem peste 50 de kilograme. Nu mai vorbim de... Da, dacă să produci 50 de kilograme de mieri, trebuie să o ridici în caturi, trebuie să o treci prin centrifugă, trebuie să o aduci acasă, să o depozitezi, să o filtrezi mierii, să o dai la procesător și când ieși... Să aștepți banii. Da, să aștepți banii. Să aștepți. Și procesezi... Câte forțe de muncă și câți oameni antrenați, persoane antrenate care practic în apicultură foarte greu să găsești niște oameni care să vrei să lucreze. În primul rând, mult să alegi, mult să tem de albine, mult să tem de lucru, să spunem. Nu? Și am ajuns la o concluzie că mă duc și o vând la cel mai ieftin preț pe care o dau oamenii decât să o vând ieftin la procesator. Ori nu produc deloc. Produc, desfac familiile în două, vând familii, dar nu produc mierii polifloră, că e o bataie de joc. Mierii, uitați-vă, și mierii polifloră de anul ăsta, eu încă n-am vândut. Cât am vândut numai la kilogram? Eu mierii foarte bună și calitativă, măcar că anul a fost slab. Noi ne-am deplasat din loc unde am stat în alt loc și am produs mierii. Și când nu-ți vezi rezultatul la munca ta, atunci să te pune... Adică munca o vezi, rezultatul mierea o vezi, dar nu este achitată munca, nu este plătită munca. Nu, da, dacă mierea de salcânul e puțin. Spuneți-ne și vedem aici pe raft. Asta e o miere de chei. 2020, da? 2020. Asta e polifloră, asta e o miere cremă, asta e un imunizant. Da, asta avem pastură curată. Da, granulată. Da, scoasă din fabă. Aici avem propolis și noi am ajuns la concluzia că mierea când o prezinți la cumpărător, că procesătorii prezint foarte frumos mierea în magazine. Da. Da, dar noi mierea noastră nu avem unde să o prezentăm. Unde, dacă numai la stupină ori acasă. Și când omul vine ca să-și aleagă mierea, el trebuie să o vadă că mierea e... Noi ne atârnăm față din mierea corespunzător. Și am ajuns la concluzie că să facem o... La moldoveni spune casa mare, dar asta e o cameră... De prezentare, de prezentare. Când de prezentare, omul vine, că omul când vine și vede 3, 4, 5 găleți,
Nu-și dă seama, dar uite aici ea. Și uite aici cât de frumos harta Moldovei. Ia să ne spuneți două cuvinte. Eu mai de departe, Viorica, dacă... Harta Moldovei prezint fiecare raion, cum e la modelul de față. În harta Moldovei fiecare raion are ansamastărul pe fiecare celulă de fac, sfiomerii din fiecare raion a Republicii Moldova. Asta de-o pildă îi omeri de la Sergiu Chetroi, Neri de Mană, de anul trecut. Și el nu a dat un kilogram. Păi dacă ar fi, da. Viorica, dacă ar fi de la Sergiu Chetroi, da. Locul ei ar fi, uite aici. Acolo, da. Ca da. Să înțelegeți, aici locuiește Sergiu Chetroi, doamna Bloșencu, să spunem undeva pe aici, domnul Scutar undeva, uite, în zona asta, da? Da? Da. Și domnul Medrigan, uite, pe aici. Da, cam aici, adică avem cam, nu că cam, avem 300 de kilometri între mine și Sergiu Chetroi, 300 și puțin aici, ia. Uite cam aici, înseamnă că locul ăsta e gol la mine, vezi? Da, da, da. Data viitoare vin cu porcarul cu mine și-l pun aici. Aici avem mierii de salcâni din anul 2019, uitați-vă și mierii, au fost și încă nu s-au cristalizat de atunci. Da, și cred că tot azi ne stăruim să păstrăm... Da, aici am pus ceva lumânări, încă nu le producem, ne-o cadonat cineva prieteni și, mă rog, tot punem frumusețe. Aici, dacă are dorinți cumpărătorul, ca niște cadouri, am hotărât anul ăsta tot niște prieteni ne-au făcut și dacă vine cumpărătorul, putem să completăm cu așa, așa e un... un cadou când te duci la un prieten, chiar să-l vizitezi și îți faci publicitate și pentru producția care o produci. Dacă vrei mai mici, spunem așa, 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 completezi și tot, prin asta îți faci și publicitate și omul care... Împiși așa, da. Da, da, da. Cât e din plăcut. Asta e tictură de propolis. Ori pui o lumânare, de unde s-o luăm, că asta e lumânare care o produce domnul Medrigan. Și e un cadou foarte frumos. Dar tot lucrul ăsta îl facem, că n-avem în altă parte. Da. Așa, când vine omul și alege, asta dacă trimet prin coletii, mai trimet moldovenii în pieturi, la rudii, ca să nu, da, se, strică, da, nu se spargă pe drum. Da. Să nu se spargă vasul, adică pe drum. Aici am hotărât să spunem niște unde am fost și am prezentat mierea, de pildă, asta e din Federația Rusă, din regiunea Sankt Petersburg, în anul 2004. Când locuiem în regiunea Sankt Petersburg, acolo toți făceau expoziții și ne-au invitat atunci de te locuiem în Moldova, dar tot un am participat la expoziția asta. Asta în Găgăuzia, în 2016, ca cel mai bun apicultor. Asta asociația noastră ne-a felicitat la ziua apicultorului pentru omenie și sprijin colegial. Am fost undeva și am ajutat, ceva am făcut. Da, Agenții Naționale, Asociații Naționale Apicultorului din Republica Moldova, prescurtată ANAR. Noi știm, mai este, adică... Da, uite, astea-s distincțiile domnului. Și am vrut să spun, uite cum ne promovăm noi marfa. Da. Noi ne promovăm într-un fel, domnul Scutar, noi mergem la piața din orașul Bălți. Și vrei, nu vrei, iar trebuie să facem o gamă întreagă de... Omul nu vine să-și cumpere doar un borcanaș de miere. Dar dacă vine să iei un borcan de miere, vrei, nu vrei, prezint, băi, ieși o lumânare, ieși un pic de păstură. Da, și, da. Și uite, cam în felul ăsta ne promovăm noi produsele apicole. În momentul când cineva șede acasă și arată cu deci, băi, tu vinzi, dar eu nu pot vinde, nu merge, nu știu ce. Păi dacă stai pe loc, stai la cald, nu ieși, vara stai la umbră, ca așa, nu mai faci treabă și aștepți cineva să vii la ușă să-ți ia emere. Aici, uite ce am văzut la domnul Scutar, uite, ușa, egal, tot cu hexagoane. Păi, tot legat de tematica apiculturii și uite aici ce tare îmi place. Între Viorica, eu prezint Medrigan, stai că mie îmi place aici, prezintă Viorica, uite aici mierea pregătită pentru vânzare, adică cine vine oare aici la îndemână. Da, se completează. Și cel mai tare îmi place aici, domnul Scutar, să-ți arătăm și. Ia uitați-vă la moldoveni, așa ea. Când a intrat aici ea, nu-i numai miere, se vede și un produs
care îl folosește zi de zi. Produsul ăsta merge mult la stupină vara, când spunem, sunt momente când nu dovedești să mergi să-ți completezi asta, să iei rezervele de hrană acolo. Da. La pastoral, campoturi. Și da. Aici ia uite ce avem noi. E exact cum am găsit la doamna Maia Bloșenco și la mine pregătiți. Hai să spunem, nu pentru anul întreg, dar să începem sezon, avem cu ce începe. Foița, adică. Foița destul de bună de la domnul... Antonovici. Da. Anatolie Petrovici, cum îl știu toți în Republica Moldova, că e mai simplu, Antonovici, da. De pe industrială. Apicultorii din Republica Moldova cunosc fabricuța de... fabricată faguri. Prin laminare se face aici la domnul Antonovici, da. Și cam mai asta e. Am prezentat, fiindcă am venit la domnul Scutar, la moment nu putem să ne uităm noi prin stupi, plus la asta că stupii nici nu sunt aici. Ia sunt câteva vetri, are la ceva distanță de aici. Domnul, locuind aici, să spunem, în orășel, intra, cum să spunem, urban aici, ia, să spunem așa, intra comunitar, sau nu știu cum să spun mai corect să fie, nu prea poți să ții familii multe de albine, că-s vecini mulți prin prejur și... Nu, erau ani când ținem și la 100 de familii în grădină, dar acum nu are... Intravilan, uite cuvântul care îl căutam, da, intravilan. Noi anii trecuți vinem în zona Găgăuzii, că aici este Safora, cum se spune, nu știu cum... Eu tot nu știu cum în română îi spune la Safora. Safora, japoneză, așa îi spun în rusă, și aici sunt niște... fâșii forestieri foarte mari. Și noi le aducem că era sursă de nectar și polen, da, după floare. După da. Floare Safora înflorește, nu știu în română cum îi spune la Safora. Ultimii ani am hotărât să nu le aducem încolo, că e foarte mare muncă, te duci, vii și le lăsăm în zona, la raionul, ce nici le nu mai facem. Da, asta am vrut să prezentăm la apicultori. O zi destul de mohorâtă, vine iar frigul, nu știu și eu ce o fi, după zi... E iarnă. Ca dată calendaristică e jumătatea iernii, mijlocul iernii, da. Noi de acum fiecare ne-a uitat cu zburat două zile, ar bine, gata, începem anul, stăm un pic, ne mai odihnim o lună. Da, dar ne odihnim până în luna martie, trebuie odihnă bună, că... Ca păi după aceea începem a da corpul gras jos, de pe noi, de pe apicultori am în vedere. Bine, vă doresc o zi bună la toți și iernare ușoară mai departe. Sănătate la toți!